Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Astăzi este 1 septembrie, dar ziua în care este programată emisiunea mea, dar nu am putut să nu marchez ceea ce s-a întâmplat ieri, adică ziua de 31 august, când foarte multă lume sau foarte puțină lume știe că este ziua limbii române. Pentru a discuta despre limba noastră, una dintre cele mai melodioase și frumoase limbi ale Pământului, am invitat-o pe colega și prietena mea, educatoarea Niculina Căruntu, axându-mi interesul deosebit pe ceea ce se întâmplă din fragedă pruncie. La vârsta de 3 anișori, când copilul intră în grădiniță, este o perioadă, după mine, cea mai dificilă, în care copilul, unii știu să vorbească mai bine sau mai puțin bine, o să vedem noi despre ce este vorba, dar este și o perioadă de mare responsabilitate în ceea ce privește rolul educatorului în formarea unei vorbiri corecte, conștiente, literare, și o să vedem care sunt problemele care se ridică la această vârstă. Bună ziua și bine ai revenit, Bună Niculina, ziua și bine v-am regăsit și, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la această emisiune. Noi ne întâlnim totdeauna pe subiecte așa diferite și de multe ori controversate, cum a fost cel cu educație sexuală, în care ai văzut ce opinii am avut, unele pertinente, altele contradictorii, dar iată că subiectul acesta al limbii și al modului în care suntem noi responsabili ca familie, dar mai ales școala în ceea ce privește formarea unui limbaj adecvat al copilului, mi se pare o sarcină extrem de grea, mai ales a voastră, educatorilor. Într-adevăr, este o sarcină foarte grea, dar pe cât de grea, pe atât de frumoasă. Și să nu uităm, doamna ziaristă, că la vârsta preșcolară auzim în fiecare zi cuvântul dor, cuvânt care nu se traduce în nicio limbă. Mi-a fost dor de tine. Îl aud atât eu dimineața când vin copiii, cât și părinții când vin la grădință să-și ia copiii. Acum, în aceste condiții, ca să vorbim corect românește, parcă este mai greu ca niciodată, pentru că avem în contradicție sau se contraopune calculatorul, care are atât valențe deosebite, educative și instructive, dar are și un minus, pentru că aici limba română nu se mai vorbește corect, nu se mai scrie corect pe rețele de socializare și atunci limba mai pierde din valoarea ei. La grădiniță putem spune doar că avem un rol foarte important, atât noi cât și părinții, în a asimila limba română, cea adevărată și frumoasă. Noi avem în programa noastră activități specifice pentru învățarea limbii române, îi spunem noi chiar, se numește în programa preșcolară Educarea Limbajului, cât de frumos, Educarea Limbajului la vârsta preșcolară, unde avem prevăzute activități, jocuri didactice, povești, poezii, toate lecturi după imagini, toate aceste activități având rolul de a dezvolta limba română, de a forma și a-l învăța pe copil limba română. Noi nu spunem că facem activități pentru acordul în limba română, dar spunem, avem jocuri care se intitulează așa, spune a cui este jucăria sau spune, eu spun una, tu spui multe, pentru singular și plural, și alte activități de acest gen. Deci așa se învață limba română la grădiniță. Se învață limba română la grădiniță prin poeziile pe care noi le învățăm aici, prin poeziile în care, la care mai adăugăm noi și un fond muzical special și frumos pentru copii. Și cred eu că
La grădiniță este o bază, și nu numai la grădiniță, și în familie, o bază a formării limbii române și nu numai a forma și a învăța pe copil să vorbească, ci a învăța cu dragoste această limbă care este minunată. Vedeți că toți spun că este o limbă foarte grea de învățat pentru cei din afară. Asta înseamnă că avem niște structuri gramaticale nu ușor de asimilat pentru cei care nu sunt cunoscători. Acum să nu mai spunem că nici pentru cei care sunt în țara noastră nu-i prea simplu de învățat. Deci o gramatică a limbii române este pe atât de frumoasă, dar și dificilă. Gramatica, că o ducem de la grădiniță și la școală, ar trebui, cred, poate se va gândi cineva ca în programa școlară să fie trecută gramatica, nu numai la gimnaziu și la liceu. Ar fi un câștig foarte important pentru limba română în școala românească. Pentru că începând de la clasa 8-a, copiii nu mai fac gramatică nici în liceu. În facultate fac cei care sunt la facultățile de litere, nu, de filologie, și atunci avem pretenția ca să vorbim, să scriem o limbă română corectă. Bun, problema pe care o ridic eu, aceea a formării copilului care trebuie încă de la vârsta preșcolarității să-și formeze un limbaj corect, este cu atât mai anevoioasă cu cât în foarte multe familii se neglijează faptul că sunt copii cu defecte de vorbire și părinții foarte greu știu că trebuie să apeleze la un specialist pentru așa numitul logoped pentru corectarea limbii române. Cam cât la sută din copiii care vă vin în grupa mică, pentru că în grupa mică e cea mai mare problemă, au defecte de vorbire. Da, la grupa mică nu putem vorbi de defecte de vorbire, nu se numesc defecte de vorbire, doar deficiențe de pronunție a sunetelor, pentru că este vârsta care nu le permite să pronunțe toate sunetele limbii române. Ce înseamnă asta? Că acest lucru se remediază atât în activitățile din grădiniță, dacă este vorba de logoped, împreună cu părinții vom stabili dacă este nevoie, dacă nu, pe parcursul celor 3 ani, deci copilul să ajungă la 5 ani, să pronunțe sunetele corect din punct de vedere fonetic și gramatical, după aceea legăturile pe care stabilim între cuvinte. Dar nu putem vorbi despre defecte la această vârstă. Sunt și copii care, într-adevăr, au probleme de vorbire și atunci noi avem o legătură permanentă cu logopedul și școala la care lucrez are o legătură permanentă cu logopedul și îndrumăm spre logoped și avem o permanentă, o strânsă legătură. Problema este a familiei, dar stabilim și acest lucru prin consilierile parentale pe care le facem noi la grădiniță. Părinții se distrează când un copil, unii părinți, nu toți, când pronunțând greșit și distrându-se pe acest sau chiar din nevoia de a-l alinta într-un mod diferit, pronunță și ei și râd când copilul spune, eu știu, un cuvânt în care așa, și acest lucru îl discutăm cu părinții. Cuvânt greșit. Da, un cuvânt greșit, părinții se amuză și repetă și ei și chiar folosesc cuvinte distorsionate cu sunetele în loc de R, folosesc L și așa. Noi discutăm aceste lucruri la grădiniță, într-adevăr, printr-o colaborare foarte bună. Noi am făcut, după cum știți, școala părinților de multă vreme și în continuare facem școala părinților, la care invităm psihologi, medici și atunci părinții, să știți că încearcă și chiar mulți dintre ei reușesc să treacă peste aceste obstacole pe care generații de părinți le-au folosit, să spunem așa, de a râde, de a glumi pe seama vorbirii copiilor, de a utiliza cuvintele în mod greșit voit, spunând că este ca o joacă, dar nu este o joacă. Noi educația vorbirii, educarea vorbirii începe încă de la naștere, pentru că tu îi vorbești tot timpul copilului. Chiar dacă copilul, spunem noi că nu înțelege, dar îi vorbești tot timpul. Dragul mamii, draga mamii, denumește obiectele din jur, mâncarea, nu știu ce. Deci chiar de atunci începe. Deci grija noastră este de a vorbi și încă un lucru foarte important în familie și nu numai în familie, și în grădiniță. Un mediu care să fie favorizant dezvoltării fizice și psihice și implicit a vorbirii este acela... Vorbim de mediu afectiv. Sigur că da, vorbim de mediu afectiv, un mediu care
calm, relaxant, un mediu în care dragostea și iubirea sunt elemente primordiale, importante, și atunci copilul se va dezvolta și din punct de vedere al limbajului într-un mod plăcut și progresiv. Care este bagajul lingvistic cu care vine un copil la vârsta de 3 ani, să intre acum în grădiniță? Da. Cam câte cuvinte are el în vocabular? Are în vocabular foarte multe cuvinte legate de mediul apropiat, uzual al copilului. Deci copilul trebuie să denumească jucării din mediul apropiat, animale după imagini, să denumească alimente, alimente pe care le folosesc. Îmbrăcăminte, sigur că da. Nu mai știu exact numărul ca să nu greșesc, dar acestea sunt cuvintele pe care copilul le stăpânește, din mediul apropiat, spunem noi. Mă mai interesează un lucru. Este foarte important accesul acestor copii, așa cum am stabilit, la mijloacele audio-video. La vârsta asta, pe calculator, ei intră mai mult pe jocuri. Jocurile acestea au și ele limbajul lor, sunt filmulețe, sunt însoțite. Dar mă refer la desenele animate. Aceste desene animate conțin o serie de cuvinte care îl provoacă pe copil spre acte de violență, sunt comportament, foarte da. Deci afectează comportamentul unui copil. Care este constatarea pe care o faceți? De unde provin acești copii? Din familii în care copiii au rămas, părinții sunt plecați în străinătate și copiii au rămas acasă cu bunicii care îi lasă în fața televizorului fără măsură? Să știți măsură? Că în această privință pot să vă spun că bunicii care rămân, vorbim de bunici responsabili, care rămân copiii, au mai multă grijă la calculator, la tablete, la celelalte, cât de la 3 ani copilul are tableta în mână, așa, față de părinții care sunt mai obosiți, care vin seara obosiți și au de făcut mâncare, de spălat, de nu știu dacă ce. Dacă lucrează în țară. Sigur că părinții care lucrează, că avem și părinți care lucrează în țară, cel puțin în grupa la mine sunt foarte mulți părinți care lucrează aici în țară, sunt foarte puțini care sunt plecați sau unul dintre părinți. Am părinți la care în special tata lucrează și mama este în țară. Și atunci pot să vă spun spre surprinderea dumneavoastră că stau mai mult la calculator copiii ai căror părinți sunt acasă. Da, asta e foarte interesant acest lucru, însă mă interesează din aceste desene, nu numai comportamentul este cel care este vizat, doamna ziaristă, ci și limbajul. Pentru că uneori sunt desene animate în care nu numai că este incorrect, dar și trivial. Trivial și sunt și traduceri foarte prost făcute, că de regulă sunt luate de pe la unguri, pe la... Da, 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 și găsim cuvinte pe care noi le considerăm a nu fi în vocabularul unui copil, le găsim în vocabularul lor. Și părinții spun, doamnă, zice, la televizor, la desene animate, aude aceste cuvinte și le folosește. Apoi, noi ar trebui să facem o selecție a desenelor animate pe care copilul să le vadă la televizor, la calculator, la ce urmărește el, pentru că, vă spun, suntem într-o continuă luptă cu aceste desene animate, unde copiii devin foarte agresivi, uitându-se permanent și jocurile lor, asta conțin pistoale, lupte, fel de fel de jocuri în acestea agresive și în afară de asta și limbajul este influențat foarte, foarte mult. Mă mai refer aici un rol extraordinar de mare l-are după mine familia. Familia care poate fi o familie educată, o familie mai puțin educată sau o familie destrămată în care apare ceea ce noi stabilim, acea violență verbală, iar copiii sunt puternic marcați încă de la această vârstă de aceste lucruri și vocabularul lor, da, din păcate, da, are un număr foarte mare de și trivialități, aici sunt, spus, înjurături, sigur, și așa, sigur, mai departe. Aici sunt, numesc eu sau îi spun copiii nefericiți. Chiar la vârsta de 3 ani, intrând în grădiniță, copiii care au trăit într-un mediu conflictual,
care au asistat la bătăi între părinți. Acei copii sunt agresivi. Ne întrebăm, vai, copilul meu este foarte rău, bate, este agresiv. Nu are nicio vină copilul. Noi, cei mari, purtăm toată vina pentru un comportament agresiv a unui copil. Am avut copil care a asistat la bătăi ale părinților și atunci ne întrebăm de ce el se comportă așa cu copiii, care a fost luat din mediul de familie și a dus forțat la bunici pe care nu-i cunoștea decât foarte puțin. Și vă întreb eu cum se comportă acest copil? Doamna, pe mine nu mă iubește nimeni. Întotdeauna este trist, plânge foarte des, lovește copiii, nu intră în relație de joacă, de prietenie cu alți colegi. Foarte mult trebuie lucrat și bunicii, fiind i-am conștientizat într-un fel, să meargă să facă un sport, să se comporte cu el cât mai apropiat, să nu îi ofere tot ce vrea copilul la moment, la minut, pentru că nici acest lucru nu este bun. Și să știți că rezultatele au început să apară. Este dureros pentru mine, pentru că îmi dau seama ce se întâmplă. Un copil este oglinda unei familii. Este oglindă. Și îmi dau seama, un copil crescut într-un mediu prielnic și un copil care este crescut într-o familie unde părinții sunt despărțiți, unde părintele care a rămas copilul exagerează un pic din a-și dovedi sau arăta dragostea lui și atunci nu are nicio regulă, copilul are nimic de rezolvat, nu are nimic de făcut decât să primească, fără să dea nimic în schimb. Și atunci și aici apar problemele de comportament, chiar de limbaj, de foarte mici copiii folosesc un limbaj, vreau să vă spun, chiar agresiv. Întâlnești foarte des cuvântul ești nebun, ești cutare, ești așa, știți, de la 3 ani. Ceea ce uneori mă întristează, dar... Fără ai cunoaște conținutul. Fără, dar știi că este un cuvânt rău, deci îl folosește în context, da, în context nefavorabil. Deci nu îl folosește la întâmplare. Nu îl folosește atunci când se joacă frumos, când împarte jucăria cu un copil, să spun așa, știți? Sigur, stare de nervozitate. Și conflictuală. Sigur că da, cu cel din jur. Deci atunci, în condițiile acestea, și pentru mine este dureros acest lucru. Copiii intră acum la vârsta de 3 ani în grădiniță. Dumneavoastră, ca și educatori, începeți să folosiți acele cărți ilustrate, cărți ilustrate de povești care nu au cuvinte. Da. Aici mi se pare maestria dumneavoastră de a-i determina să-și însușească un limbaj frumos. Care este procedura aceasta înainte de a, că după aceea încep progresiv să învețe și da, să recunoască literele de tipar, da, sigur. Acum, fiindcă merge grupa pregătitoare, clasa pregătitoare la școală, deci noi... Deci acum, haideți să începem de aici. Cum e organizat învățământul acesta preșcolar. Deci copilul intră la 3 ani, da. Cum se cheamă grupa aceea? Se cheamă grupa mică. Grupa mică, mijlocie și mare sunt la grădiniță. Mică, mijlocie și mare. La grupa mică, cu ce bagaj lingvistic vine copilul? V-am spus, cu cel din mediu apropiat copilului. Acum, fiindcă lucrurile au evoluat, copiii văd povești, părinții pun povești la calculator, la tablete și copiii au un vocabular mai dezvoltat, să știți, față de generațiile anterioare, să spunem. Când la noi erau acele diafilme, le spuneam. Da, dar erau foarte frumoase, cu povești, da, foarte frumoase. Acum noi Erau poveștile puse pe casetofoane. Sigur, sigur, povești, așa cum sunt povești, da. Pe care le auzim, așa. Acum este mai ușor, în sensul că la școală noi avem și videoproiector și atunci aduc videoproiectorul și imaginile poveștilor sunt pe un ecran mare și copiii sunt fascinați. De asemenea și imaginile unui cântec care sintetizează conținutul cântecului sunt proiectate pe un ecran mare și copiii învață foarte ușor și un cântec și o poezie și o poveste. Dar dacă vă referiți, să ne referim un pic la lectura după imagini, la imaginea acelea, sunt foarte importante în activitatea de dezvoltare a limbii la preșcolari.
Noi avem activități care se desfășoară numai cu întreaga grupă, spunem noi frontal, ci pe grupuri mici de copii și individual, în cadrul jocurilor și activităților alese, care se desfășoară dimineața, la primele ore ale dimineții. Sunt foarte importante pentru că aici spunem noi, noi spunem că citim imaginile și suntem la activitatea foarte plăcută copiilor de a citi și împreună facem o poveste dintr-un șir de imagini. Sau chiar dintr-o singură imagine putem scoate atâtea lucruri frumoase că uneori te minunezi. La vârsta de, la grupa de 3 ani, acest lucru se întâmplă împreună cu educatoarea, ea denumește imaginile, copilul completează o imagine pe care o cunoaște, imaginea unui obiect pe care îl cunoaște, ajungem la grupa mare ca el să formeze o poveste singur din mai multe imagini. Aici este foarte important, noi vedem atât creativitatea lui în vorbire, ajungem să vorbim de creativitatea verbală, să vedem și expresivitatea, pentru că nu spui la întâmplare imaginea acelea să le denumești, le pui într-un context și atunci reușești să realizezi o scurtă poveste. Ei sunt fascinați de aceste lucruri și până la urmă ajungem să facem noi singuri povești după un șir de ilustrații, ceea ce este foarte important. Mă interesează însă vocabularul copilului care vine dintr-o familie absolut needucată, în care nimeni nu stă de vorbă cu acel copil decât legat de ceea ce acum să vă spun că poate eu sunt privilegiată și lucrând la grădiniță pur am prelungit. Copiii care vin în grădiniță sau cel puțin care au venit la grupa mea, nu numai la grupa mea, sunt singură, sigură că nu, dar vorbim în speță de grupele la care am lucrat. Nu am avut asemenea cazuri în care copilul să nu fi vorbit în familie, pentru că vă imaginați că vin copii la grădiniță pe ram prelungit, nu numai cei care lucrează, deci sunt copii ai căror părinți lucrează în străinătate, unul din părinți, celălalt nu lucrează în țară, are grijă de 2 copii sau 3 cât au ei în familie. Se ocupă foarte mult de copii. Și atunci îl aduce la grădiniță pe ram prelungit spunând așa, sunt 2 educatoare și se face educație și dimineață și după amiază. Foarte mulți părinți sunt așa, care spun foarte asta. Important, este foarte important, da. Și atunci, dacă au venit la grădiniță pe ram prelungit, majoritatea dintre ei sunt conștienți unde l-au adus și în ce mediu, deci deja s-au preocupat și ei de educația copiilor. Nu am avut cazuri extreme, să spunem așa, unde copilul a venit la grădință fără să spună nimic, fără să cunoască... Eu nu mă refer la acest tip de grădinițe din mediul urban. Da. Mă refer la grădinițe din mediul rural absolut. Da, unde, sunt acolo unde... Acolo sunt mari probleme. Da, vine am copilul, colegii, nu știu dacă da, în cercurile are pedagogice. 100 de cuvinte, da, 100 e mult. E mult, mult, 100. Mult 100 de cuvinte. Fiind responsabil... limitat până în câteva zile de cuvinte. 10, exact. Fiind responsabil la unui cer pedagogic. Și de regulă și foarte din mediul acest foarte urâte cuvinte. Din păi cum vorbeam noi, da. Fiind responsabil la unui cer pedagogic am mers în grădinițele care au fost arondate cercului pe care l-am coordonat și acolo colegile în discuțiile noastre discutăm problemele legate de dezvoltarea copilului sub toate aspectele psihocomportamentale. Și într-adevăr colegele mi-au spus, adică ne-au spus că au probleme în legătură cu relaționarea unor copii care vin din familii unde alcoolul... Dezorganizate mai ales. În primul rând cele cu alcoolul. Da. Chiar dacă nu sunt dezorganizate, unde unul din părinți bea și atunci mediul este nefavorabil, este violent, este agresiv și cuvintele sunt triviale și la aceeași măsură care și... Bun, ce faci când îți vine pe mână un asemenea copil? Care e rolul tău ca educator? Deci îl iei de la zero. Noi am discutat și în cadrul cercurilor, primul lucru pe care trebuie să-l facă educatoarea este să se apropie de acest copil. Deci are nevoie de o afecțiune extraordinară. Poate mai mult decât alți copii care vin într-o familie iubitoare și protectoare. În primul rând, până nu ți-l atragi, până nu învață să creadă că este iubit și că iubește și el la rândul lui, nu poți face mare lucru. Dar cum educatoarele sunt niște... Mămoase, și au niște calități, pentru că fără marea majoritate, fără aplecare spre copil, fără iubirea
pe care trebuie să o porți unui copil, nu poți face mare lucru, decât doar atât să-ți impui anumite lucruri și nu realizezi. Dar avem bucuria de a avea colege care iubesc într-adevăr foarte mult copiii și din discuțiile noastre am ajuns la concluzia că cu ajutorul iubirii putem răsturna munții, așa se spune și în țara asta e adevărat, noastră. Dar gândiți-vă că dacă în oraș copilul care intră într-o grădiniță primește, el trebuie să aducă atâtea creioane colorate, atâtea cărți, atâtea știu eu, jocuri, atâtea în mediul rural și mai ales provenind în acele mediul familiei, trebuie tu ca educatoare să-i duci din ce-ți rămâne de la celelalte și generații. Și nu numai asta. Mai sunt și educatoare care au în sate, că sunt satele acestea din Neamț, care nu sunt sărace. Foarte nu sunt foarte sărace față de, spre exemplu, alte sate din județul Vaslui, să spunem, sau eu știu alte județe. Da. Eu sunt de la Bârlaș și știu satele din prejurul orașului. Pe când aici sunt sate dezvoltate și nu spuneam așa, au anumite strategii. Dacă sunt părinți care au mai multe posibilități, colegele, știți ce fac? Îi iau pe acești părinți spre ajutor și mai aduc rechizite și pentru ceilalți copii, dar nu puține sunt colegele noastre care cumpără ele din puțini bani pe care iau din salariu, care mai cumpără rechizite și ceva bun de mâncare. Am întâlnit o educatoare într-un sat, unde mai mergeam cu inspecțiile speciale pentru grade și în fiecare dimineață venea cu câteva sandvișuri pentru copiii de acolo. M-a impresionat foarte mult. Copiii o iubeau, deși erau din familii defavorizate, ca să spunem așa, o iubeau foarte mult și a reușit să facă foarte multe lucruri copiii. Încet, încet, cărămidă cu cărămidă, a reușit să învețe să vorbească, să citească imagini, să recite, să cunoască personaje din povești, tot cu răbdare și cu grijă. Spuneam noi și cu diferite prilejuri, la orice vârstă, afectivitatea este o modalitate de a lucra cu copiii, indiferent că este elev la gimnaziu, la liceu sau student. Fără o participare afectivă a unui cadru didactic, nu realizăm mare lucru, oricâtă matematică am ști noi sau câtă limbă română am ști noi. Participarea afectivă este un element important în a-l învăța pe om să se comporte, să învețe, să relaționeze cu cei din jur. Sunt foarte importante aceste lucruri. Îmi vorbeați înainte de a intra în emisiune despre o poezie, e dragă inimii tuturor educatoarelor. Haideți să pornim dezbaterea despre limba noastră și despre modul în care copiii trebuie să-și iubească limba în care vorbesc. Trebuie să vorbească ei de acum, vorbesc părinților, au vorbit moșii și strămoșii noștri. Versurile acelea spuneam așa, doar pe stradă le-am auzit, da, tema dumneavoastră, multe dulce și frumoasă, limba ce vorbim, altă limba armonioasă ca ea nu găsim, saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Stimată doamnă ziaristă, vreau să vă spun că noi învățăm poezii la grădiniță și Eminescu, poeziile acelea despre natură, despre care pot fi învățate la grădiniță și întotdeauna cu copiii. Da, sigur, pentru vârsta preșcolară, sigur. Totdeauna ne gândim și analizăm, spunem noi, analizăm un cuvânt și spunem, ce frumos! Merg în parc cu ei și în parc recităm o poezie cunoscută. Cât de frumos! Ce te legeni? Când apare toamna și merg în parc, ne îmbrăcăm și mergem în parc. Și atunci prinde totul viață. Familia, sigur, observă natura aceea. Da? Și poezia spusă într-un context. Deci, astea sunt mijloace, modalități de a lucra cu copiii, de a impresiona și de a învăța limba română. În primul rând, acolo, toamna, în contexte diferite. Sigur că da, în contexte când diferite. Sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, când toți... Și atunci totul este personificat și copacii și norii și soarele. Și în contextul acesta, o poezie învățată după imagini la grădiniță, după calculator cu prezentări PowerPoint, ajungând acolo în natură, parcă totul devine mai frumos și limba. Și atunci în scurtele noastre povești pe care le facem după imagini, ținem seama să introducem și un cuvânt frumos dintr-o poezie. Acest lucru este deosebit.
dar revine după aceea la grupele mari și pregătitoare, copiii încep să învețe și primele sunete și primele litere, să le recunoască, da, să recunoască primele litere și atunci altfel poți explica și conținutul unei poezii. Și da, la noi nu putem vorbi de acest lucru, pentru că noi recunoaștem literele de tipar, învățăm să scriem pe table magnetice litere, cuvinte uzuale, simple și atât. Nu putem citi o poezie noi la grupa mare. Acest lucru se face mai târziu. Da, da, îmi spuneați însă că aici intervine o altă dificultate și anume aceea că este tendința aceasta de însușire a limbilor străine, din filme, de acasă, de la televizor, de la rudele plecate în străinătate, care vă creează mari dificultăți în însușirea corectă a limbii materne. Da, aici este și un dezavantaj, să spunem, dar este și un mare avantaj, pentru că limbile străine se învață foarte ușor la vârste mici. Știți foarte bine acest lucru. Facem și noi limba engleză în grădiniță. De la ce grupă? Facem limba engleză de la grupa mijlocie, deci de la 4 ani. Da. Și copiii învață ușor prin cântece, poezioare, jocuri. Am constatat că se învață ușor. Este obligatoriu sau facultativ? Nu, este un opțional. Deci opțional. Dar părinții doresc acest lucru. Părinții doresc deci acest părinții lucru. Plătesc aceste sigur, cursuri. Sigur, aceste opționale, da, ca să... Și care e limba cea mai frecventă cu care se învață? Engleza. Engleza. Da, noi engleza, da. Nu avem grădiniță altă. Deci poate... franceză, germană, acum e că e la deocamdată modă... la noi engleza, nu știu. La alte grădinițe nu știu. Poate să face și limba engleză. Dar la noi și alte limbi în afară de engleza. Italiana, cu căsă. Da, acum italiana știu bunicii, știu părinții, da. Știu. Problema este a unor copii care vin din străinătate, care au locuit acolo până la 3 ani. Și nu știu... Foarte dificil. Da. Și limba română au învățat, au acasă cu, eu știu, părinți, bunici, care au fost mai puțin disponibili fizic, că au fost ocupați. Și aici este problema. Dar copiii învață limbile foarte, foarte ușor. Foarte ușor. Și limba română. Am avut copil care a venit din Germania și părinții nu au avut timp să se ocupe, stătea cu cineva copilul, nu știu ce, și a învățat foarte bine, un copil foarte inteligent și a învățat limba română și era fascinat când reușea să povestească ceva în limba română. Se intră la școală și încă din clasele primare se dezvoltă acea poezioară pe care ați vorbit-o dumneavoastră, iar începând din clasa a cincea începe studierea în fiecare an școlar a poeziei Limba noastră de Alexandru Mateevici. Este o poezie deosebit de frumoasă. Limba e considerată în primul rând ca o comoară din adâncuri înfundate, un șirag de perle rare pe moșie revărsată. Sunt aici o serie de cuvinte pe care cum încercați să le explicați. De fapt, contactul cu această poezie are loc și la vârsta aceasta a preșcolarității? Nu. Deci pentru numai că... la vârsta da, școlarității. La vârsta școlarității, da. Pentru că sunt foarte multe cuvinte pe care copiii... Nu. Cum îi explici unui copil ceea ce e o comoară, ceea ce e ea... De fapt, eu... Dar să știți că ei înțeleg. Da? Vreau să vă spun un lucru. Asta, poezia aceasta, nu? Dar sunt multe poezii care... Moșie, da. Comoară, moșie... Da, e poezia pentru vârste mai mari. Vreau să vă spun că avem marele avantaj că la vârsta preșcolară putem visa foarte mult împreună cu copiii. Și atunci călătorim pe multe tărâmuri și n-ar fi greu să explic ce înseamnă o comoară, că știu cu pirații la obiect aici cu desene animate, dar asta este mare... Moșie, da. Este un avantaj imens pentru că poți să visezi împreună cu ei. Dacă am mers în călătorie, am mers într-o excursie cu copilașii la zimbrărie, la zimbrărie, nu am avut obiective prea multe pentru că eu obosim pe copii și atunci nu are niciun efect ceea ce facem noi deseori. Am mers doar la zimbrărie și la casa lui Ion Creangă. Am avut două obiective, am avut grupa mijlocie și ne-am putut ocupa foarte mult de aceste lucruri unde am mers, am vorbit, am povestit, am stat, ne-am plimbat și am făcut și jocuri și alergări chiar pe acolo pe unde am fost.
Și vreau să vă spun că mergeam cu autocarul și am spus, haideți să ne uităm pe geam să vedem norii. Vreau să vă spun, doamna ziaristă, că povești întregi au făcut copiii uitându-se la nor și descoperind în nor diferite imagini. Ce imagini, cu ce se aseamănă norul pe care îl vezi tu? Am rămas foarte impresionată și eu și părinții câte au putut să spună copiii. Și aici vedem putea creativitatea verbală. Da. Vorbeam de creativitatea verbală. Deci nu numai neapărat într-o poveste sau în orice împrejurare, într-o plimbare pe care o faci copilul de mână, o floare, poți să o transformi într-o poveste. Înțelegeți? Un nor. Eu știu ce imagine putem să transformăm în anumite lucruri. Și educarea limbajului și aici, de mână cu copilul, poate să meargă. Eu, ca profesor de limbă și literatură română, din păcate știți că eu am predat până acum 10 ani în majoritatea cazurilor în mediul rural, unde veneau copii din familii care numai de nori nu le ardea. Numai de nori nu le ardea și de educația verbală a copilului, adică cu un bagaj extrem, extrem de sărac. Era extraordinar și totdeauna am admirat munca aceasta a educatoarelor, după aceea învățătorilor, dar am constatat că dintr-o clasă, să zicem, că aveai în general de 35 de elevi, deci în clasa a 5-a, acum 10 ani, eu vorbesc strict la acum 10-12 ani, cam așa ceva, nu știu dacă puteai lucra cu jumătate din ei, adică să aibă un număr suficient de cuvinte în vocabular cu care să poți închega, pentru că acestea, începând din școală, toate aceste cunoștințe de limbă vin prin lectură. Da, ori. Aici foarte marea problemă. Foarte puțin se citea. Ori acum îmi închipui, eu mă refer tot la mediul rural, că se citește și mai puțin decât cu internetul. Din nefericire... Efectiv copilul, și asta cred că e valabil și la oraș, da. Copilul nu cred eu că stă el să pună mâna pe cartea de la bibliotecă, să zic, sau cartea cumpărată. Mai pun, la clasele 1-4 mai pun mâna pe o carte la bibliotecă. Problema aceasta și încă acum 10-12 ani, încă mai puneau copii mâna pe carte, chiar jumătatea aceea de clasă pe care o aveați, care învățau mai bine, puneau mâna pe carte, dar acum și la oraș, cred că cartea a rămas undeva prăfuită, să spunem așa, într-un mod nefericit. Deci totul se bazează numai pe ceea ce, pe jocurile de pe calculator, pe filmele care... Acum, o parte dintre ei spun că mai citesc și pe tabletă și pe calculator, mai citesc cărțile, descarcă sau... Dar sunt și copii care citesc. Bun, și gândiți-vă că începând din clasele primare, intervine deja, nu știu, la grădiniță ce se întâmplă, intervine această listă de lectură obligatorii, dar care nu mai era în ultimul an sau din ceea ce știam eu legat de ceea ce făceau colegii mei profesori de român, nu era legată de programă, de când au intervenit acele manuale alternative. Degeaba îi dădeai copii lui lista cu cărți la sfârșitul fiecare an școlar, că tot nu venea cu ele citite. Ei, aici trebuie un pic schimbată strategia, cred eu, a profesorului și poate dacă nu dădea lista din lectură obligatorie și dădea o carte care, să spunem, să fie pe placul copiilor, să citească ceva, să citească o carte, aici este o muncă foarte grea, pentru că intrăm în o poziție cu calculatorul și, vedeți, marele avantaj este că noi învățăm limbajul informatic, dar pe cealaltă parte avem de pierdut pentru că scade dorința copiilor de a citi cărțile. Bun, aici este foarte, foarte important și rolul educatorului. Eu știu de la generația milenei că atunci când i-ați luat nepoata mea, că atunci când i-ați luat încă de la grupa mică, ați început aceste exerciții și pe măsură ce ei au trecut, ei aveau și obligativitatea de a
veni cu cunoștințe căpătate din cărțile de lectură primite, indicate. Da. După aia rolul acelor jocuri extradidactice, acelor șezători pe care le făceați. Da, da, sigur. Tot era o modalitate de a vorbi românește, de a introduce limba română în contexte diferite, ca să înveți cu mai multă plăcere, cu mai mult drag. Ăsta era scopul activităților pe care le făceam. Și tot aici vorbim de familie ca fundament în dezvoltarea holistică a copilului. Mai avem 20 de minute, asta îmi făcea semn colegul meu, timp în care cred că avem timp să vorbim despre cum vedeți dumneavoastră cadrele didactice, evoluția învățării limbii noastre pe viitor, în contextul în care se pune acum problema pierderi din ce în ce mai accentuate a identității naționale, în condițiile în care discutam că nu există familie în care unul din părinți să nu fie plecat și că atenția acordată limbii materne este din ce în ce mai mică. Când copilul care are unul din părinți plecat în străinătate vine acasă și vede că mama sau tatăl se fandosește și nu mai știe cuvinte, cum se pronunță cuvintele în limba română și știți cum se cheamă la dumneavoastră. Vreau să vă spun ceva. Marea dramă nu este aici, pentru că să spunem, dacă mai vine în țară și mai sunt și bunicii, se mai rezolvă problema. Dar știți care este marea durere pe care eu o resimt? O familie pleacă cu copiii în străinătate și nu se mai întorc, în sensul că rămân acolo și acolo copiii au fost născuți, acolo au învățat la grădiniță, la școală, la liceu, cunosc o familie și copiii chiar i-am dăruit, au venit în vara aceasta și le-am dăruit o carte. Știu să citească foarte bine, dar nu înțeleg nimic românește. Aici este marea dramă, spun eu, a limbii române în sufletul unui român. Plus că mai este încă un lucru, dacă el a fost dus acolo și uneori sunt și născuți acolo după sigur. Aia în familii de români și ei nu au absolut niciun contact, pentru că se pare că nici măcar în familie părinții nu mai vorbesc. În familie vorbesc, pentru că cel puțin din cei pe care îi cunosc eu vorbesc limba română. Dacă ești un părinte în țară, e limbajul uzual în familie. Bine, un părinte în țară și unul aici nu avem nicio scuză. Acolo. Aici nu avem nicio scuză. Dacă copilul trăiește acolo, în țară... Mama sau tatăl care este acolo nu mai vorbește copilul românesc. A, dacă e acolo cu unul din copii, spuneți. Da, și da, un copil rămas, un părinte rămas în țară. De obicei, când un copil se duc și amândoi părinții. Da, știți de ce? Pentru că învață la școală acolo și atunci limba română nu se învață în școala aceea, se învață limba maternă țării. Sigur care... că da. Și de la grădiniță, dacă merge la grădiniță acolo, atunci e clar că... Dar sunt și părinți care se preocupă, să știți. Cunosc un caz, o fată care a făcut grădiniță acolo și a venit la noi în țară și a venit, s-a înscris la Roman Vodă la liceu în clasa 10-a. Vreau să vă spun că știi limba română foarte bine, de așa a învățat la grădiniță acolo, în limba italiană, știi limba română și la matematică, este chiar la nivelul colegilor de aici, un pic să spunem că aici am mai avut și alte lucruri de învățat la matematică în speță, dar vorbește limba română foarte bine. A cui rol îl găsim aici? Familie. Al familiei. Deci fata a citit și cărți în limba română, ușor, 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 de a putut să facă față la liceu în clasa 10-a, la Roman Vodă. Bun, dar ce te faci astăzi cu familie? Da, nu știu cât, dar ce te faci cu familiile împovărate de griji, împovărate de datorii și de grijile de acasă și de grijile de acolo? Vorbesc cu toată responsabilitatea, limba română se pierde în sufletul unui om care este român. Și mai este încă un lucru în străinătate, familia nu are voie ca la noi să-și crească copilul cu cheia de gât. Nu vorbim există, de da. Povestea sigur, de integrată în mediul educațional, chiar Norvegia, de la vârsta mică se integrați în școli și atunci limba română
nu mai are timp să mai învețe. Pentru mine asta este foarte dureros, pentru că român, cu suflet de român, nu va mai ști limba română. Bun, și haideți să luăm cazul acestor țări care au, cum discutam acum, țările nordice și ne referim aici mai ales la Norvegia cu acel caz de da. Comportament față de familie. Aici atitudinea familiei față de copil, la noi, la români, mi se pare mult mai neglijentă și chiar dacă există și la noi o legislație de protecție a copilului, este încălcată grosolan. Inexistent în discutam situații, de atenție da. De violență în familie da, da, da. Și deci, violența asupra copilului. Sigur, pe stradă. Părintele are... Mergeam pe stradă da? Și lovea copilul pe stradă. Și părintele nu mai spun, are drept de viață și de moarte asupra copilului. Eu te-am făcut, eu te da. Omor. Nu e limbajul, da. Limbajul nostru. Da, acum, autorității, poate că și la noi, legislația europeană o să mai oblige. Legislația, noi nu ducem lisă de legislație. Legislația avem, dar nu... Dar nu respectăm. Deci, nu respectăm abuzurile emoționale asupra copilului. Da, sunt da. Poate cele mai puțin le considerăm noi nocive, că vorbește urât și unul dintr-o familie educată cu da, nu propriul vorbim, copil. Da, aici... Dar vorbim după aceea de celelalte, de violența fizică, care spuneați și cea mai gravă de desele cazuri de violență sexuală asupra copiilor, violuri, da. Asupra abuzuri, asupra copiilor de... Care rămân marcați. De câteva luni a pruncilor din da. Fașă ne auzim de te îngrozești. Da, păi, pentru că nu sunt respectate, nu e respectată legislația. Poate că n-au nicio teamă, nu știu cum să explic, știți, nu mi-e teamă de nimeni, fac păi ce vreau și atât. Eu vorbeam de asemenea familii, credeți că în asemenea familii are vreunul din părinții aceștia, unde apar cazurile acestea de abuz asupra copiilor, are cineva grijă să-l învețe cum să vorbească? Ei, păi asta e problema aici, deci acel copil ar trebui luat din acel mediu, fără doar și poate, da, dar nu numai acolo unde da. Este abuzat sexual. Deci copilul ar trebui și luat fizic, și fizic, și verbal, emoțional, și, nu, emoțional, pentru că acel om nu mai crește un om complet. Deci va avea urmări pentru toată viața, cum terapia psihologică Bun, este greu de realizat la noi. Aici spuneați că dumneavoastră îndrumați foarte mult colegele din mediul rural. Probabil că ați văzut în cazuri de copii de aceștia. Cum... Ce face educatoarea care oricum contactul ei zilnic cu copilul își dă seama că în familia respectivă cu copilul X este ceva în neregulă, ceva. Ce metode are ea? Pentru că, din păcate, nu toate cadrele didactice își asumă responsabilitatea de a se implica într-un asemenea caz. Spune-mi, măi, ce mă interesează pe mine sau din dorința de a nu intra în conflict cu familia? Când e vorba de abuzuri de acest gen... Bun, da. Fizice cum le constată? Sau... Cum le constată? Da, știți că un copilul îți dai seama așa din jocul lui pe care îl face, deci copiii se joacă și în jocurile copiilor tu îți dai seama de ceea ce se întâmplă în mediul apropiat copilului. Adică copilul e mai violent? E mai violent și face lucruri pe care îi le face cineva, face unii păpuși. Da. Face unei jucării, înțelegeți? Deci dacă știi noțiuni elementare de psihologie, de pedagogie, n-ai cum să nu-ți dai seama. Dacă ai ajuns acolo, trebuie să știi. Și atunci nu mai este vorba de ceea ce trebuie să facă educatoarea, ci trebuie, este obligată să anunțe autoritățile. Cât de dese sunt asemenea cazuri? Cu abuzuri sexuale nu am auzit așa de des, dar abuzuri fizice foarte des. Bun, adică bătăile. Bun, și cum își dă seama educatoare că copilul X este bătut? Da, primul lucru pe care îl face copilul este că bate păpușa rău. Deci, el agresează păpușa? Sigur că da. Păi, cei care sunt abuzați fizic și sexual și verbal, la rândul lor abuzează și ei. Asta este regulă nescrisă, pe care toată lumea o știe. Înțelegeți? Deci copilul acela, omul acela care este abuzat și el la rândul lui va abuza mai târziu. Bun, și educatoarea se implică imediat? Sau unele da, unele nu? Eu cred că se implică, eu așa cred, nu există, nu stă nimeni indiferent în a discuta cu familia,
dacă mai are cu cine discuta, cu o bunică, cu un bunic, găsești cineva să discuți, care nu toți vor fi din familie așa. Bun, dar ce se întâmplă? Că sunt foarte mult din acești copilași care fie nu mai ajung la grădiniță, acum mai sunt stimulați, mi se pare că exista un stimulent, le dădea un stimulent material ca să-și ducă copiii la grădiniță acum. Exista recent Dar să știți că bani pentru... parcă sunt mai puțin, sau așa spun colegile, care n-am lucrat în mediul rural, dar sunt mai puțin copii acolo care, să zic așa, provin cu, din medii foarte, foarte agresivi, să spunem, foarte, foarte agresivi. Dar sunt copii abuzați fizic, cel puțin. Foarte mulți. Este vorba însă de a încerca să lucrez cu acest copil. Unde îl poți duce cu acest copil mai departe în ceea ce trebuie să le duci ca și limbaj să vorbim? Păi, da, ne referim la limbaj. Vă dați seama că și limbajul e în concordanță cu comportamentul lui. Tot rolul educatoare este aici, pentru că școlile nu toate au, eu știu, psiholog, logoped. Da, în mediul rural sunt, da, nu există. Păi, atunci... Deci sunt, nu. Da. Deci și tot ea este cea care... Vorbim în oraș, avem la câteva școli, da, din orașul psihologi. Și nici aici un psiholog, la câte școli sunt în oraș? În mediul rural nu avem psihologi școlari. Nu știu. Deci să vă spun dacă nu știu, eu nu știu precis. Dar noi ținem seama că tot ea este cea care se ocupă și de acest lucru. Și încet, încet, apropiindu-se de copil, singura modalitate de a lucra în această direcție este o apropiere de copil, o afectivitate deosebită pe care educatoarea o are față de acel copil, să se deschidă, să vorbească, că mulți dintre ei sunt interiorizați, au un blocaj verbal și emoțional. Și atunci eu să-l determin măcar să vorbească cu mine. Și pentru asta mine este un progres, bun, înțelegeți? Deci concluzia emisiunii noastre, cum putem face la vârsta școlarității ca limba noastră să fie într-adevăr o comoară? Noi, dacă am respectat programa, vorbesc de vârsta preșcolară, dacă respectăm programa preșcolară, să știți că acest lucru se poate întâmpla. Acum, modalitățile de lucru, procedeile sunt multiple și depinde de mine ceea ce fac, cum fac, ca să ajung să iubească copilul limba în grădiniță. Vă mulțumesc frumos pentru această dezbatere interesantă. Ne întrebam la început ce o să discutăm. Iată că a trecut o oră și ar mai fost încă multe, multe aspecte de abordat în ceea ce privește implicarea noastră ca și părinți, ca și educatori, ca și cadre didactice în ceea ce privește educarea unui limbaj frumos și sănătos la copii. Vă mulțumesc, stimați spectatori, pentru interesul cu care ne-ați urmărit și ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean săptămâna viitoare. O zi bună!